Vă prezentăm în continuare imagini surprinse în Argeș de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum un trecător se apropie de o bicicletă lăsată lângă un bloc și o ia ca și cum ar fi a lui. Gestul este de un firesc ieșit din comun și abia dacă trădează o oarecare reticență a hoțului. Bicicleta a fost furată din Pitești, valorează 1500 de lei, iar proprietarul nu a făcut plângere la poliție, doar a pus imaginile pe o rețea de socializare ca să îl facă de râs pe bărbatul aparent serios și poate îl recunoaște cineva. E convins că bicicleta e deja vândută.